Prima ediție a ZinFest Chișinău s-a desfășurat în perioada 10-16 mai, în cadrul Universității de Stat din Moldova. Participanții au avut parte de lecturi publice, mini-prelegeri, întâlniri cu creatori de cărți, de artist și de zinuri, precum și la prezentări de proiecte tipografice independente din Chișinău. Atelierul a fost susținut de către Teodor Ajzer, redactor și cofondator al revistei diasporene Mămăliga de Varșovia. Suntem în ziua în care are loc primul ZinFest din Chișinău și din Republica Moldova. Este un festival la care sunt prezentate publicații de tip samizdat, cumva într-o nouă formulă. Sunt publicații create de autori, în ediții foarte limitate, personale, în mare parte, prin folosirea multor tehnici diferite, în condiții foarte legere, de obicei de casă, de apartament. Eu am toată credința că astfel de evenimente vor avea loc și în viitor. În Republica Moldova există mai mulți autori. Ei vor veni pe parcursul festivalului. Participarea la atelier a fost gratis. Organizatorii au oferit toate materialele necesare. Absolvenții atelierului au primit diplome de participare, precum și seturi de zinuri pe care le-au creat participanții la atelier. Acest atelier de creație, zinuri de la teorie la practică, se organizează pentru prima dată la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Gazda a fost Departamentul Teorie și Practica jurnalismului. Au fost selectați în jur de 30 de studenți, 20 de la anul 2 și 10 de la anul 1. Am văzut un foarte mare spirit de echipă, chiar dacă sunt ani diferiți și în timpul orelor aceste lucruri nu se observă atât de mult. Au avut misiuni concrete de făcut în aceste zile, practic au aflat foarte multe lucruri noi despre cărți vechi, despre formate de revistă vechi și au conceput propriul lor material. Au avut toată libertatea de a-și alege tematica, desenele, ilustrațiile cu care să lucreze. În cadrul atelierilor au participat 5 echipe, studenții anului 1 și anului 2 de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Aceștia au creat propriile reviste pe parcursul celor 4 zile. Fericiți și încântați de experiența pe care au avut-o, în a cincea zi, aceștia au ieșit în fața blocului central pentru a-și expune rezultatul muncii lor. Noi am avut un atelier de 5 zile în care ne-am repartizat pe diferite grupe, echipe. Și am elaborat așa numitul Zain. Zain este un mod de a-ți exprima gândurile tot ce vrei pe foaie și de a face din aceste foaie o carte manuală. Da, tot ce noi avem aici este cusut de mână, materialele sunt scrise de noi. A fost chiar un lucru în echipă. Noi stăteam câte 6, câte 8 ore în facultate și lucram toți. A fost destul de productiv, respectiv mulțumesc colegilor mei. Noi am fost totul echipă, dacă noi lucram fiecare individual, nu cred că era să primească acest rezultat. Mica noastră redacție este alcătuită doar din fete. Am propus să facem o revistă doar despre femei, cu tematică pur despre sentimentele și trăirile unei femei timp de o zi, să spunem așa. Titlul este Nerv. Textele le-am scris fiecare individual. Ne-am consultat la teme și imagini. Imaginile le-am decupat din reviste sau de pe internet. Și deci a fost foarte interactiv și vesel, pentru că cu toate că am și muncit din greu, dar până la final a ieșit un lucru bun. Deci noi am realizat un jurnal al viselor. La acest jurnal am conlucrat 4 persoane, suntem adică 4 autori. Am decis să prezentăm visele noastre printr-o metodă mai creativă. Jurnalul nostru este realizat din decupație, adică lucru manual. Experiența a fost destul de reușită. Emoții acumulate, idei, concepte, percepții, oameni noi, oameni frumoși, oameni care ne inspiră și ne oferă un plus așa pentru orizontul nostru general. A fost o experiență frumoasă, am învățat noi lucruri, niciodată nu am avut, nu știu, un moment atât de creativ în viața mea. A fost pentru prima dată să realizez o carte, mai ales o carte cu 32 de pagini, pentru că chiar când eram mică realizam, dar foarte simplu. Însă acum am avut ocazia să
să am și o astfel de experiență. Am realizat acest produs în număr de 9 persoane și adică echipa s-a ales în mod voluntar cine și cu cine a dorit să lucreze. De asemenea, conceptul l-am stabilit noi înșine. Am avut noroc să conlucrăm într-o echipă foarte productivă și foarte motivată de lucru. A fost ușor și foarte interesant, o experiență fără de preț pentru noi ca studenții ai anului întâi. Am aflat multe lucruri noi și ne simțim oarecum mai inspirați acum către sfârșit de an. În acest atelier de creație am avut ocazia, chiar onoarea, să lucrez cu colegii mei de la jurnalism, iar în fine să avem rezultatul acestui zin frumos. Revista este despre Chișinău, despre locurile frumoase, despre neajunsurile Chișinăului, cum ar fi corupția sau locuri de parcare. Proiectul a fost realizat în cadrul programului guvernamental de granturi Diaspora Engagement Hub, implementat de către Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora și finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.